Marea frică a noastră și a majoritatea celor care participă în campanie electorală este furtul și frauda. Ăsta este adversarul numărul 1 al democrației românești și a candidatului Mircea John. De aceea ne preocupă în continuare modalități de combatere a acestui fenomen. Pe lângă coaliția antifraudă realizată împreună cu celelalte formațiuni politice din județul Suceava, pe lângă grupele de sprijin care le vom înființa, pe lângă fiecare secție de vot formate din pensionari și tineri, dotați cu aparatură de filmare și înregistrare, pe fiecare colegiu, sub conducerea responsabilului de colegiu, care este de obicei un vicepreședinte al organizației județene, va avea o mașină cu 3-4 oameni care să intervină acolo unde se produc fraude, unde suntem sesizați. O să întrebați, dar cum oamenii au dreptul să intre în secție, să vadă, să verifice? Acești oameni vor fi oameni cu acte în regulă de observatori din partea unor fundații și vă informez că am făcut toate demersurile, iar organizația județeană al Partidului Social Democrat din județul Suceava va avea la alegeri 700 de observatori.